Mulțumim că ai venit, Corina. Este un moment și atât. Nu mai are nevoie de explicații. Dar aș vreau cuvântul cu unul domnului Stăpâș. Și înainte să fac asta, aș vrea să menționez faptul că dânsul a fost cel care mi-a coordonat proiectul de licență și aș vrea să-i mulțumesc în mod special pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru încrederea de a face cascadoria aceea, acel proiect așa, a fost un act de curaj, l-am numit eu. Și mulțumesc și că este astăzi cu mine. Domnul Romul. Vreau să te laud eu pentru altceva. Te rog, Romul, și fără. Fără. Bun. Am în mine așa un soi de ezitare care cumva mi se pare că rezonează cu ezitările pe care le-am citit în cartea Nicoletei. Și anume, nu știu ce calitate vorbesc de profesor de literatură și aici urma să o laud pentru lucrarea ei de licență strălucită, în care a făcut o analiză foarte îndrăzneață, cu mare capacitate speculativă și de asociere a marelui poem al lui Mallarmé, Aruncare de Zahăr, la un cod de nu știu, apoi în calitate de să spunem, critic literar care scrie sistematic cronică din de 30 și ceva de ani încoace, în calitate de autor a vreo 8 sau 9 cărți de poezii și titular de cursuri de scriere creatoare poezie și așa mai departe. Și cred că o să le amestec pe toate așa cumva pe neobservate. În instrucția militară a trupelor de infanterie există un loc destul de temut și anume pista cu obstacole, care constă dintr-o rețea de sârmă pe sub care te târăști, un șanț peste care trebuie să sari, niște țăruși bătuți în pământ la înălțimi inegale peste care trebuie să treci în fugă, niște garduri de sărit, o punte suspendată peste care de asemenea trebuie să treci în fugă, un perete de lemn de escaladat și așa mai departe. Vrând nevrând trebuie să treci prin toate astea. Mai bine, mai rău, dar de preferință într-un barem de timp. Mi se pare că scrierea unui volum de poezii e ceva de acest fel. O pistă cu obstacole pe care le înfrunți și pe care le parcurgi mai bine, mai rău, mai caz, te mai julești, te ridici, continui și până la urmă ajungi la capăt. Exact asta mi se pare că se întâmplă în cartea de față. Să iau cu începutul primul obstacol, care mi se pare că s-a cam lăsat cu julituri, e prefața, care răspunde unei necesități emoționale a autoarei, dar nu știu, mi se pare un pic prea explicită, prea încearcă să dirigeze atenția cititorului. Și mi se pare că, de asemenea, că nu o dirigează chiar în direcția bună. Prima dintre ezitările ei e cea între inimă și minte, între afectiv și intelectual. Și din câte o cunosc, mintea ei funcționează foarte bine, așa ca un mecanism
rapid, precis și tăios. Și din această cauză îi dă mai multă încredere decât, să zicem, instinctului, corpului și așa mai departe. Din modelele poetice, întâmplătorii ei le mai știu, pentru că asta a învățat de la mine pe parcursul facultății și al cursurilor de master. Pentru ea funcționează doi mari poeți ai modernității. Unul este Mallarmé, care e minunat, dar e greu de susținut că ar ține parte a unei poezii emoționale, a unei poezii confesive, ori din câte aflăm din prefață, chiar bun, aflăm și de pe parcursul cărții, e vorba de traumă. Și de vindecarea ei, firește. Dar, din acest punct de vedere, abordarea rece a lui Mallarmé nu e cea mai potrivită. Celălalt mare poet modern care a influențat-o și a influențat-o în bine, e un poet mult mai emoțional, când e emoțional, e vorba de Apollinaire. Dar modelul pe care și l-a găsit, caligramele care apar în, era să zic, partea a doua a cărții, mă rog, în secțiunea mai apropiată de final, mi se par o abordare bună de a apropia, de a fuziona chiar emoționalul și intelectualul, adică un mod de a ajunge la un anumit echilibru, de a trece în fugă pe o punte suspendată, de a alerga peste țăruși de înălțimi ilegale, inegale și așa mai departe. El a ia din nou rezultatul lecturilor ei foarte întinse și foarte diverse o bună doză de terminologie științifică și de abordări inspirate de științele exacte. Și acesta mi se pare un drum bun de pornit în poezie, un drum, să zicem, de viitor. Dar, încă o dată, e la primii pași și se vede încă o dată indecizia. A folosit ea de mai multe ori și în spusele de acum și în carte, noțiunea de castel al memoriei. Nu știu dacă asta se referă la Memory Palace, la tehnica, mnemotehnica sfârșitului antichității și a începutului de mediu, în care îți construiești o clădire imaginară în care pui ca obiecte diversele lucruri pe care vrei să le ții minte și în momentul în care ai nevoie de ele, e ca și cum le-ai luat din dulapul cu tare, de pe masa cu tare, din camera cu tare și așa mai departe. Nu știu dacă la asta se gândește, dar din asta îmi spune sintagma pe care o folosește și poezia poate fi și memorie, dar dacă nu uităm că memoria despre care vorbim în poezie nu e memoria neutră a unui dispozitiv electronic unde cum am salvat un fișier așa îl luăm când avem nevoie, ci e o memorie colorată afectiv, adică punem acolo nu numai gândul, punem și sentimentul. Și niciodată nu putem să le separăm, așa cum încearcă ea să facă în carte și, mă rog, pot înțelege despre ce e vorba acolo, dar
Eu zice că ai mai multă încredere în inima ta. E bună, e ok. Mulțumesc. Iar acum o invit alături de mine pe Alice, Alice Rocan. Este o doamnă tare faină și mă bucur că am cunoscut-o. Aceasta o să ne interpreteze domnul Rodi, dar nu o să vă zic titlul, o să le aflați dumneavoastră. Alice Rocan. Bună seara tuturor! Mă simt de onorată să fiu astăzi aici, la acest frumos eveniment. O felicit pe Nicoleta pentru frumoasa realizare și vă mulțumim că sunteți aici alături de noi. Tu m'abordais, ma frange de chair.
Mulțumesc tare mult. Wow, wow, mulțumesc. Atât pot să mă simt lucrat. În continuare, am luat cuvântul pentru că doresc să vă invit și pe dumneavoastră să adresați orice fel de întrebări mie, domnilor profesori și orice fel de curiozitate legată de actul literar, de experiența în sine. Și trebuie să citești. Și trebuie să și citești. Să nu poată întreba ce să citești. Bun. Exact. Am pregătit 5 poeme. E prima lansare.